Democrat-liberalii cer de urgență demisia premierului Victor Ponta. Solicitarea lor vine în contextul în care procurorii DNA susțin că Adrian Duicu ar fi făcut trafic de influență chiar în cabinetul lui Victor Ponta. S-a dovedit foarte clar în rechizitoriul lui Duicu că corupția pornește în această perioadă chiar din biroul premierului. Sunt cazuri în Europa în care înalți demnitari și-au dat demisia pentru fapte sau evenimente mult, mult mai puțin importante, cum ar fi, de exemplu, depășirea limitei de viteză pe autostradă. Se dovedește foarte clar că fapte de corupție se întâmplă în biroul Ponta, iar Ponta nu face nimic. Procurorii DNA au început urmărirea penală în cazul lui Adrian Duicu pentru trafic de influență, cumpărare de influență, instigare la dare de mită, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, instigare la abuz în serviciu și două infracțiuni de folosire a influenței și autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid politic în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite. Cazul Duicu este situația care ar trebui să genereze demisia domnului prim-ministru, pentru că este inacceptabil ca în biroul oval al domniei sale să aibă loc discuțiile și dezbaterile redate în stenogramele publicate de către Curtea de Apel cu privire la reținerea lui Duicu. PDL consideră inacceptabile explicațiile date de Victor Ponta. Victor Ponta se ocupă de trafic de influență, a precizat Tinel Gheorghe, liderul deputaților PDL. Luni, Ponta a declarat că nu se dezice de președintele Consiliului Județean Mehedinți și de alții reprezentanți PSD aflați în atenția DNA.